Hai salutare națiune și bine venit la un nou clip și de data aceasta facem un clip despre un update nou de software disponibil pentru Huawei P30 Pro. Este ultima variantă disponibilă pentru acest telefon, variantă pe care am primit-o în urmă cu câteva zile. Haideți să intrăm rapid să vă arăt despre ce este vorba. Este vorba despre varianta 9.1.0.153. Varianta de software care vine cu niște îmbunătățiri, unele foarte interesante, în special pe partea de cameră. Bineînțeles, primim update-urile de securitate, avem ultima versiune actualizată din acest punct de vedere pentru acest telefon și vine cu niște noutăți majore pe partea de cameră, galerie și de realitate augmentată. În primul rând avem o aplicație nouă, se numește AR Measure, asta de aici, o aplicație care vă permite cu ajutorul camerelor de pe spate, dar în special cu ajutorul senzorului de tip Time of Flight, vă permite să folosiți telefonul pe post de, nu știu, de instrument de măsurare și așa mai departe, chestii de genul ăsta. Și uh, funcționează destul de bine chestia asta să știți, uh, am testat-o zilele astea, m-am jucat cu ea să văd cât este de eficientă, cât este de realistă și într-adevăr pot să vă certific că ea uh, chiar funcționează așa cum trebuie. Aveți mai multe posibilități și aici, uh, măsurare lungime, uh, suprafață, volum și înălțime. Se lucrează foarte ușor cu această aplicație. Propriu zis, nu faceți nimic altceva decât să îndreptați telefonul către obiectul sau către suprafața care vă interesează, și în funcție de ceea ce vreți să aflați, vă mișcați cu telefonul. Totul se calculează, totul este asistat, bineînțeles, de unitățile de procesare neuronală sau de Master AI. Foarte bun, foarte util. Acest lucru, pentru că se întâmplă de multe ori să nu ai la dispoziție, mai ales dacă te apucă din senin să faci o lucrare mică, știu eu, prin casă, prin curte, prin apartament, habar n-am, să nu ai la tine întotdeauna instrument de măsurat sau chestii de genul ăsta. Mi se pare o, o aplicație foarte utilă, un utilitar foarte bun. Uh, introdus de către cei de la Huawei. Uh, ei l-au promis încă de la momentul lansării că îl vor introduce, și iată că s-au ținut de cuvânt. Dar uh, noutatea majoră, dacă vreți, este pe partea de cameră unde se introduce înregistrarea video de tip dual. Și vedeți aici că avem dual view care folosește senzorul principal al camerei și senzorul uh, ultra wide. Îți oferă o perspectivă duală uh, cu privire la ceea ce înregistrezi. Înregistrarea se face în uh, full HD la 1080p și este la 30 de frame uh, pe secundă plus uh, este de tip, uh, hai să spunem, uh, full screen. Practic se împarte ecranul, viewfinder-ul se împarte în două și ai două jumătăți egale de înregistrare. O chestie pe care am constatat-o este că folosind hai să zicem partea zoomată, vei face videouri începând cu zoom optic 2x, după care poți să te miști și să aplici cât zoom dorești tu în funcție de necesitățile tale, inclusiv până la 15 per. Eu n-am folosit mai mult de 5 per în testele mele. Partea ultra wide, foarte bine stabilizată, asta din cauza unghiului de deschidere al camerei. Pe partea asta de telefoto, pentru că folosește senzorul telefoto, am greșit eu când am spus că folosește senzorul principal. Pe partea asta de înregistrare cu senzorul telefoto, stabilizarea funcționează foarte bine, dar în momentul în care înregistrezi clipul, vei observa că imaginea este extrem de jucăușă, ca să zic așa, și iată, vedeți și voi cam care este senzația pe care o vei avea în momentul în care vei înregistra un astfel de clip. Bineînțeles că puteți selecta tonalitatea culorilor. Am văzut foarte mulți oameni că fac uh, comparații între camerele foto de pe P30 Pro și alte telefoane și uh, folosesc întotdeauna în acele comparații, folosesc modul ăsta Smooth Colors uh, pentru fotografii și pentru clipuri video. Oameni buni, lăsați-le pe standard dacă vreți să faceți o comparație corectă. Pentru că este normal în momentul în care folosești Vivid Colors sau Smooth Colors culorile să fie mai vii, mai vivace și în același timp să se introducă și un efect de vinietare. Fac mențiunea asta pentru că am văzut foarte multe clipuri în ultimul timp unde efectiv se făcea greșeala asta și nu mi se pare corect față de voi consumatorii în momentul în care vedeți astfel de comparații. Rezultatele obținute cu acest Dual View uh, sunt... Bune, zic eu, foarte bune chiar, în special în condiții de lumină foarte bună, cum este acum, de exemplu, suntem în luna mai, este soare, este cald afară. Văd și câteva scenarii în care acest mod de înregistrare poate fi foarte util cel puțin pentru mine bineînțeles pe lângă testele normale pe stradă unde filmezi absolut orice doar ca să vezi care e jmecheria în același timp în vacanțe exact așa cum îl marketează și cei de la Huawei dar pentru mine mi se pare chestia asta foarte utilă în trafic modul ăsta de înregistrare mi se pare foarte util în trafic știu eu mergeți la drum întins, de exemplu, plecați în concediu, în vacanță, mi se pare foarte util modul ăsta de utilizare a, a acestui mod de înregistrare video. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla și atunci ai posibilitatea să surprinzi absolut tot exact așa cum trebuie. Pentru mine mi se pare extrem de util în scenariul ăsta. Pentru voi s-ar putea să vi se pară foarte util în alt context. În orice caz funcționează foarte bine. O să vă arăt acum și un scurt clip înregistrat ieri și pe care l-ați văzut probabil și pe pagina de Facebook. Iată exact ceea ce ziceam despre stabilizarea de imagine. Vedeți și voi că pe lentila ultra wide este foarte bine stabilizat. În schimb, pe cea telefoto uh, se vede cel puțin în mers efectul de mișcare. Hai să zicem, recomandarea mea ar fi să folosiți acest mod dual view de înregistrare utilizând un gimbal, uh, cum este cel pe care l-am eu de la DJI și anume Osmo Mobile 2 care va elimina complet acest efect, ca să zicem. În orice caz, foarte interesantă jmecheria asta. Mie unul personal îmi place și o găsesc extrem de utilă. De asemenea, un alt lucru nou este introducerea a posibilității de a selecta singur telefonul într-un anumit scenariu și anume momentul în care display-ul este stins și uh, telefonul nu se află la încărcat, în funcție de volumul de poze și de filmări pe care le aveți în uh, galeria foto, de a crea singur uh, clipuri din alea de tip uh, highlights, exact cum este și pe Samsung, exact cum este și pe alte telefoane de la alți producători. Uh, propriu -zis, tot Master AI uh, lucrează și pe partea asta, el selectează, uh, face clipurile, uh, inclusiv, uh, dacă nu mă înșel, adaugă și taguri, ceva de genul ăsta. În fine, este o funcție pe care eu n-am utilizat-o niciodată pe niciun telefon, pentru că nu mă interesează să-mi facă telefonul ceva ce nu vreau eu. Însă, pentru cei interesați de astfel de lucruri, uh, de astfel de ghidușii, ei bine, Începând cu acest update, veți avea și această posibilitate. Și, cum am spus, ultimul, ultimele update-uri de securitate. Deci, telefonul este adus la zi. Ce-am mai observat eu, așa ca o mică constatare în aplicația de cameră, este faptul că dacă te duci la setări, pe video, nu se va mai apărea 4K 30 de frame pe secundă, îți va apărea 16 pe 9 4K. S-au schimbat un pic denumirile pe aici, adică au făcut un pic de curățenie, ca să zic așa. În fine. Și vedeți și voi o altă chestie nouă, auto sau 30 de FPS. Sincer să fiu, nu știu ce înseamnă auto ăsta la rezoluție 4K. Dar sunt ferm convins că o să aflu un momentul în care o să iau și o să analizez un fișier înregistrat în un astfel de format. Bun, cam asta este de zis oameni buni despre acest update 1.5.3 al celor de la Huawei pentru P30 Pro. Un update foarte bun care aduce foarte multe îmbunătățiri. De asemenea, eu nu am avut absolut nicio problemă niciodată cu P30 Pro. Nu am de ce să mă plâng. Am văzut oameni care au spus că li s-a îmbunătățit autonomia bateriei după acest update. La mine nu știu dacă este cazul, habar, n-am nici n-am stat să mă uit ca să, să văd exact. Cert este că introduce niște trăsături noi, unele foarte utile, foarte interesante și de asemenea se preconizează că într-un update de soft viitor vor îmbunătăți și mai mult camera. Sincer să fiu, nu știu la ce se referă, habar nu am pentru că din punctul meu de vedere pe partea de cameră telefonul ăsta este absolut complet. Bun, cam atât, n-are rost să o lungim, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, ne vedem data viitoare într-un alt clip cu un alt subiect. Până atunci, ca întotdeauna națiune, îți mulțumesc pentru timpul acordat și îți urez toate cele bune.